Sunt cele mai pitorești dintre cele care inițial îmi sunt paciente și formă devin personaje. Aici vă citesc o tabletă repede de tot, că se întârzie. Uneori tabletele sunt povestiri și alteori sunt pur și simplu redarea discuției pe care o am cu pacientul, cu ghilimele de rigoare, ca să nu... Îmi pare rău că au plecat cei care nu mă cunoșteau, au rămas numai cei care mă cunosc. Așa. Vreau să vă spun că se zice în general în România, cărțile sunt scrise din cărți. Cărțile mele nu sunt scrise din cărți, cărțile mele sunt România reală, România pe care o întâlnesc la tot pasul meseria mea. Cu ghilimelele de rigoare. O bătrână care m-a căutat la cabinet. Bună ziua, v-am dat, belea v-a scăpătat. Trebuie să aveți mare răbdare cu mine, care la vârsta mea de 70 de ani, zice lumea că aș fi cam nebună. Mi-a spus Coana Preoteasă de la noi din sat să vin la oraș să vă caut, că vă dăm mereu la televizor. Sunt foarte amatoare să mă fac bine. Cred că așa, cât de cât aveți experiență despre boala mea de gură și de dinți. Săracă sunt, să înghit ceva și să mă omor singură, parcă nu pot. La Viena, ca Teo și ca Băsescu, nu am cum să ajung. Că și ăsta nu se mai potolește, era vorba de Băsescu. Că și ăsta nu se mai potolește. Cancer, așa cum zicea Vadim, văd că nu are. Iar dacă e sănătos, să ia domne frâiele și să acolo, de la palatul lui, să conducă țara cu bine și cu spor, așa cum a făcut-o Pietru Ceaușescu și cu Leana lui. Medicina, dacă a progresat, de ce nu rezolvă și problema ăstora care o avem cu gura? Să facă, domne, cercetări, să nu mai fure banii ca să-și facă doctorii vile, să ne spună de ce apare paradontoza și ne cade dinții de tere de lume. Te vorbește și pe la poartă și după ce iese de la slujbă, de la biserică. Toate babele, că și popa le dă nas, le cântă în strună, nu să stea în strană. Dacă aș spune eu câte știu despre el, mi-a pus o placă, dar nu mi-a reușit-o. Asta era vorba de un doctor. Am gura coclită, nu mai simt gustul nici la usturoi, nici la ceapă. Oriunde am reclamat, dacă n-am bani ca să-i ating la coarda sensibilă, îmi zice mereu că toate probele ies normale. Bine, bine, atunci înseamnă că am sida. Am aviar, am porcină, ce mama dracului am? Toți îmi spune la fel. Ai sistem nervos slăbit. Așa o țin toți la care ajungi. Cred că sunt vorbiți. Da, vă mulțumim. Vă mulțumim. Aș vrea să vă anunț și faptul că mâine avem o lansare cu domnul Tudor Octavian din nou pe post de actor principal. Dumnealui lansează la editura noastră o carte numită de profesie autodidact. Vă invităm să ne fiți alături și vă mulțumim pentru participare. Mulțumesc!